sa tuturor, mai țineți minte ce făceau hackerii, spărgeau canale cum au pățit eu sau Linus Tech, parcă așa ei chemau pe bății cu 15 milioane de abonați, și bagă din astea, fie îți transformă canalul în ceva dedicat lui Elon Musk și îți apare, bagă un cod QR sau un link în descriere de să intri să aplici pentru Bitcoin, pentru din astea să investești și pac, de acolo ți sau cu CS2. Văd că s-au mai cu CS2, nu mai sunt atât de mulți tot așa, la în Basc îți transformă canalul în Uite, pe ăsta chat GPT și mai are și un de aburați A verificat mai devreme Ăsta are puțin, dar se cheamă Tesla Canalul ăsta, ăsta Open AI Nu mai chestii legate de Elon Musk Aici îți transformă canalul în Valve Valve, uh, stai așa că mai e Valve, ăsta nu, ăsta nu Mai sunt uite, Valve, iarăși și la fel, îți bagă, face un live, pune un cod QR de unde se descarci și este 2 și de acolo, pa acție, mi luat niște cancer în calculator. Ei bine, odată cu eliberarea lui Andrew Tate, a mai apărut o variantă de a băga malware, pardon, malware, uh, în calculator la oameni și anume... Știrea momentului la nivel internațional, Andrew Tate. Tot așa, sunt niște podcasturi cu Andrew Tate, uite s-a văzut dreaptă sus și bagă QR cod din ăla, vedeți, în mare parte, aceeași poză cu Andrew Tate, o pic editată, canalele nu și-au schimbat toate denumirile, văd, ăsta a rămas Trendy Wendy, uh, Educational Hub, așa, uite, Andrew Tate, Andrew Tate, deci fii canal cu numele Andrew Tate și acum cu Elon Musk, deci la o caro de tot. Văd că sunt foarte multe cu Andrew Tate acum, Ok, vă și ceva cu beca, hai să nu râd de, religia lor. Da, deci... Uh, sunt curios ce mai urmează zilele următoare să mai apară cu valul ăsta de hacker, că nu se mai potolesc dată. Am mai primit e mail de la alte conturi de ale mele pe care nu postez pe YouTube, dar au încercat unii să spargă alte conturi de Gmail. Ia dacă cineva încerca să se conecteze, a greșit parola, Așa că frumos, elegant, mi-a mai schimbat toate parolele peste tot. Nu se lasă ăștia. Sunt curios dacă ați spățit o și voi. Sfatul meu, păcați vă și voi Belware Bytes. E cel mai bun antivirus gratuit al momentului. Și la vă găsește tot. Eu l-am băgat și pe calculator și pe telefon. Pe telefonul mi am găsit nimic. Calculatorul meu e curat. Deci nu mai au ce să fac acum, idioții ăștia. Cam atât am avut de zis. Așa de dimineață să vă informez cu cu ce se întâmplă acum. Bă, scuzați, dar sunt cam răcit. De-aia vorbesc pe ras. O să-mi aplic aceste picături nazale imediat cum termină această filmare. Da, asta ar fi o mică anuță așa de dimineață. Și mai târziu puțin dăm drumul la live. Și am început să fac live-uri și pe canalul bic, Să mai strâng și acolo niște cifre. Hai, pe data viitoare.